Echipa națională de tineret a României va disputa zilele următoare două partide cu Ucraina în deplasare și cu Malta acasă, ambele contând pentru preliminariile campionatului european de fotbal Under-21 de anul viitor și, în caz de victorie în ambele jocuri, tricolorii mici se vor califica la turneul final. La ediția de acum 2 ani, România a fost semifinalistă, iar fostul mare internațional hunedorean Ioan Andone este mulțumit de jocul arătat până acum de echipa condusă de noul selecționer Adrian Mutu, care i-a luat locul lui Mirel Rădoi, promovat la prima reprezentativă. Adrian Mutu continuă munca lui Mirel Rădoi cu o nouă generație. Rădoi a avut o performanță care în ultimii 20 de ani nu cred că s-a mai întâmplat, semifinală de campionat european de tineret. Mutu îi continuă drumul și care l-a început Rădoi și îl continuă bine. Mi-a plăcut meciul din Finlanda, cel cu Malta era o echipă mult mai slabă, dar mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, sistemul care l-a folosit, selecția care a făcut-o. Ioan Andone, alături de alți doi mari jucători ai Corvinului, Mircea Rednic și Romulus Gabor, dar și de petroșanianul Horațiu Lasconi, au făcut parte din echipa de tineret a României, care a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial din Australia din 1981. Performanță unică pentru fotbalul autohton.